Un set de figurine, monede și obiecte din domeniul navigației maritime vechi de circa 1600 de ani a fost descoperit în portul antic al Cezareei din Israel, constituind cea mai importantă descoperire de acest gen de 30 de ani. Potrivit autorității pentru antichități, doi israelieni au descoperit accidental obiectele de bronz, în timp ce făceau scufundări în luna aprilie în zona portului antic al Cezareei, situat între actualele orașe Tel Aviv și Haifa din Israel. Ei au alertat autoritățile și alți scufundători că au depistat mai multe obiecte din perioada romană târzie, rămășițele unei încărcături de pe o navă comercială care transporta în mod aparent metal destinat reciclării, o lampă de bronz cu imaginea zeului soarelui Sol, o figurină a zeiței lunii numită Luna, lampă cu efigia unui sclav african, fragmente de statui de bronz, un robinet în formă de mistreț și diverse obiecte de navigație, precum și două vase unice cu numeroase monede antice, cântărind 20 de kilograme, au fost găsite în portul mediteranean. Aceste piese au imaginea împăratului Constantin, care a condus Imperiul Roman, și a lui Licinius, rivalul său, care a condus partea orientală a Imperiului și a fost învins în anul 324. Împăratul Constantin cel Mare este idolatrizat de creștini, iar biserica l-a trecut în rândul sfinților și este sărbătorit în fiecare an la 21 mai, alături de mama sa, Elena, care a întărit și a răspândit credința ortodoxă. În tradiția populară, sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena este numită și Constantinul puilor sau Constantin Graur, deoarece păsările au deja pui pe care îi învață să zboare.